Chemirățele cu așa ceva, da? Și giumbușlucuri. Asta sunt anii de studenție, asta sunt experiențele. Uite cum zboară, zbârnă, da? Da. E amintirile din studenție, giumbușlucurile care le faci, le făceai ca actor până mori, pleci de pe scenă tot făcând giumbușlucuri. Bun, e vorba de... acum se proiectează, se curăță, se clirui, se vindecă varianta cum vrei, a pensiilor, a salariilor, a duble salarii, cum vrei. În paralel, la un moment dat te trezești că ai un salar bunicel, înapoi în viitor, chiar dacă erai în mintea colectivă, erai pleazna pusă idei, nu aveai cine era în locul tău, spațiu clirui acum și se acceptă varianta de emigraniadă, adică experiența ta din 11 ani de mea, să zicem, da, cu cine rezonează, într-o țară de job cu carte de muncă adusă aici și arătată unde ești în țara asta sau de aici în țara care ești, sari în altă țară și arăți de acolo 11 ani și aici 24 sau 23 carte de muncă. A două țări, cumva, carte de muncă, se reglează, se upgradează și înapoi în viitor se întâmplă ca și bănuți, nu-ți faci griji, la un moment dat, la început e acolo, la bază trebuie să fie și pensia cumva de la începuturi, e un fel de pensie mică, nu e pensie mică niciodată, ți se deschid altfel facilitățile, ești mag, dar așa ca să știi ca idee, umple la copacul neamului scuturi, da? Scuturi copacul neamului de bănuți, să mai cadă ceva acolo. În paralel, două țări contribuie. Nu neapărat concret despre ce vorbesc eu, țara mea și țara mea. Sunt două țări în care e un fel de, da? Referitor la în orice țară, din orice țară, legislativ e cumva, dintotdeauna am știut, n-am știut cum, ce, acum se promovează, proiectează, reface, redrege legislativ. Și asta zicând, înapoi în viitor s-a mărit pensia, ai auzit, stânga-dreapta, s-a mărit cuiva pensia, s-a, nu contează, cu un bănuț acolo, cu, da? La bază avem ce avem, mergem mai departe, ca și proiecție, ca și mag. Tu ce faci? Ai salar? Nu mai am salar, am ieșit la pensie. Bun, atunci susții partea, am mai zis, varianta cu pensionare. Dragă doamnă, susține, te rog, frumos și varianta cu auzi ce ai zis, și cu salariile. Aveam încredere, da? Un fel de, uite cum te... N-ai nevoie să fii ghidat, ghidată. Tu te ghidezi dinăuntru tău și proiectezi, îți promovezi viața care o vrei. Înapoi în viitor, ți-ai făcut un salar, da? Minunat, fantastic. Pentru că știi cine ești, pentru că e din copacul neamului, pentru că e din tine, sunt meritele tale experiențele din viață, din tot prin ce ai trecut, ce ai făcut. Bun. Asta vreau să zic, dar un pic de alchimie. Da. Nu pot obișnui cu poza mea acolo. Da. Dar mă aduce înapoi în anii de studenție, în anii de a începuturilor mele. E frumos, e frumos. Da? Anii copilării, anii, da? Studenției și așa mai departe. Trebuie să le simți, să ți le aduci, să simți bucuria vieții. Îți dai seama, nebunie. Păi eu mi-am jucat nunta pe scena... Am mai povestit, pe scena studenției, aveam o sală de spectacole și de așa, de masteraturi și pe scena aia am jucat nunta. Trei zile nunta o ținut, că era la mâncare, nu știu unde am păstrat-o, am ținut-o în, nu știu în ce clasă, nu știu pe ce holuri.
Da, frumos. Zici că neserios m-am apropiat de ce urma să urmeze în viața mea. De-aia și sunt pe de-aia și sunt pe pereți și unde sunt și ce s-a întâmplat și cum e, da. Și masteratul, un fel de ce e acum masteratul, da, aia de diplomă, am dat-o, eram gravidă. Da. Alergam cu copilul meu în burtă pe scenă și făceam și dregeam și învățam cum să fac și să dreg și să iasă tot ce trebuie. Spectacolul să iasă, da. Cuiva i-a zburat de sub picioare pământul. Da. Și tu primești pe aer, vorbă de aer, de gură, de aur, de așa. Inteligenți, inerdepți. Uite ce te apără și stă la hotarul minții tale, deștepte, drum bun.